Elevii Colegiului Național Spiru Haret Târgu Jiu au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Informatică. Pregătiți de către profesorul Flavius Boian, care este și directorul CNSH, și Delia Dabela, elevii au câștigat medalii de aur, argint sau bronz. Da, s-au desfășurat fazele Olimpiadei de Informatică, faza județeană și faza națională. Colegiul nostru a participat la faza națională cu 10 elevi, atât de la gimnaziu cât și de la liceu, și am obținut multe premii și distincții. Radu Ștefan Loga din clasa a 5-a a obținut medalia de aur și mențiune, iar fratele său geamăn, Dragoș Gabriel Loga, a obținut medalia de bronz, ambii copii fiind instruiți de către directorul Boian. La clasa a 7-a, medalia de aur a fost obținută de eleva Ștefania Natalia Țenchea, iar Ana Natalia Loga este cea care a obținut o medalie de bronz. Ambele fete au fost pregătite tot de directorul liceului. De asemenea, tot la clasa a 7-a a fost obținută o medalie de argint însoțită de o mențiune și o calificare în lotul național de juniori de către eleva Adriana Catrinela Niniș, pregătită de profesoara Delia Dabela. Ultimii, dar nu cei din urmă, sunt trei elevi ai claselor a 7-a, a 10-a și a 12-a, care alături de ceilalți colegi au obținut rezultate remarcabile. Este vorba despre Valentin Gabriel Stanciu Țivlea, Mihai Alexandru Vasiluță și Sebastian Popa, cei trei băieți obținând medalii de argint în urma pregătirii de către profesorul Flavius Boian. La clasa a 5-a, medalie de aur și mențiune a obținut elevul Loga Radu, medalie de bronz fratelui geamăn Loga Dragoș. La clasa a 7-a, medalie de aur Țenchea Natalia Ștefania, medalie de argint Aniniș Catrinel și medalie de bronz Loga Ana. La clasa a 8-a, Stanciu Valentin, medalie de argint. La clasa a 10-a, Vasiluța Alexandru, medalie de argint, și la clasa a 12-a, Popa Sebastian, medalie de argint. Un rezultat extraordinar l-a avut la clasa a 7-a eleva Aniniș Catrinel, care s-a, în urma barajului pentru lotul național, s-a calificat în lotul național de juniori. Cred și sunt sigur că este primul elev din județul Gorj care se califică în lotul național de juniori. Numesc Popa Sebastian și sunt elev în clasa 12-a G la Colegiul Național Spiru Haret. Am înțeles că ai participat la Olimpiada de Informatică, unde ai ieșit și câștigător. Da, am participat săptămâna trecută și acum 2 săptămâni la probele în care constă Olimpiada Națională de Informatică și am reușit să obțin medalia de argint. Ai mai fost la Olimpiade în trecut? Da, acum fiind clasa 12-a, acesta a fost ultimul an. Prima participare la Națională am avut-o în clasa 7-a și de atunci am reușit să mă calific în fiecare an. Ce premii ai câștigat până acum? Păi medalii de argint și de bronz. Da, cu siguranță voi urma calea informaticii, deoarece este pasiunea mea și pot să spun că mă pricep destul de bine. Te orientezi către studii aici în țară sau în afară? Nu sunt 100% sigur, dar cred că voi studia în țară și optez deocamdată pentru Universitatea București.